N-am mai trăit așa ceva. Antrenorul echipei de handbal feminin Neven Hrupeț a povestit în presa națională aventura trăită la Ploiești. El a spus că în 20 de ani de carieră nu s-a mai confruntat cu așa ceva. Să nu fie plătit de luni de zile, să le aducă apă sportivelor și să vadă cum unele dintre ele sunt date afară din apartamente pentru că nu au avut cu ce plăti chiria. Croatul a mai spus că a avut ofertă de la Scopie, echipă de Liga Campionilor, iar unele handbaliste au ratat transferuri la echipe mari doar pentru că au preferat să rămână la Ploiești. Însă acum, hrupeți și jucătoarele se simt păcălite și așteaptă un semn din partea federației ca să devină libere de contract. Deocamdată, forul de la București are îngăduință față de CSM Ploiești. Clubul a obținut astăzi o nouă păsuire privind participarea în Liga Națională a echipei de fete, dar și a băieților în divizia A. 31 august este ultimul termen acordat clubului ploieștean ca să decidă dacă va juca sau nu în competițiile naționale. Directorul CSM-ului, Cezar Stoichiciu, a spus astăzi că a purtat o discuție cu primarul Adrian Dobre. Iar în urma acesteia Stoichiciu se arată optimist și crede că la începutul săptămânii viitoare situația chiar se va rezolva. Având în vedere problemele grave de la club și ultimatul dat de Federația Română de Handbal, primarul Ploieștiului l a solicitat direcțiilor economic și juridic din cadrul primăriei să găsească soluții cât mai repede pentru depășirea blocajului financiar existent la nivelul clubului.